pe Instagramul Claudiei Pătrășcanu, chiar acum stăm de vorbă cu ea. Claudia și-a postat niște mesaje așa foarte frumoase și un pic cu subînțeles. Vorbește acolo despre schimbări, despre duhovnicul ei și despre persoana de fapt care a ajutat-o foarte tare să treacă peste multe greutăți sau peste greutățile pe care le-a întâmpinat în ultima perioadă. Mai multe însă ne spune chiar ea. Bună dimineața, Claudia! Bună dimineața! Bună dimineața! Hai mă, că ne-ai dat palpitații, ne-ai Mamă, dar nu pot să vă văd, să m-aș fi bucurat să vă văd. N-are nimic, te vedem noi, că nici noi vedem... Ia uite cum zâmbesc eu larg așa când vă aud. Da, uite, ne bucurăm foarte mult că vin vești bune și dinspre tine, de acolo, de unde nu întotdeauna au venit vești bune. Până la urmă, așa din ce am văzut noi, din ce am citit, te-ai vindecat oarecum, am dreptate? Da. Sufletește. Am fost bolnavă de ceva. Sufletește. Păi, știi cum se zice, Andrei, mai întâi să ne îngrijim de suflet și apoi de alte lucruri. Așa că am învățat și am ascultat să fac acest lucru, să mă îngrijesc mai întâi de suflet și după vin poate așa ușor, ușor de la sine. Cine te-a ajutat, Claudia, să treci peste momentele grele? Pentru că tu în story-urile tale, și nu odată, ci de mai multe ori ai vorbit despre o persoană foarte importantă, despre acel duhovnic. Da, nu știu dacă vreau să vorbesc neapărat, eu nevoia să vorbesc, că o voi face cu siguranță. De e important că există o persoană care te-a ajutat. Să toată lumea și să știe multe persoane care trec prin mult greu și să zice că să spui. Dacă aveți drum, n-aș vrea să-l supăr pe părinte cumva, cine știe cum aude, dar din suflet spun acest lucru și de fiecare dată când merg acolo și merg destul de des, nu știu, mă simt în siguranță, mă simt un om vindecat, așa cum ați spus voi. Dacă ajungeți prin județul Constanța și ajungeți în comuna Topraișar, acolo să... Este găsit o biserică, Biserica Sfinților Mihail și Gavril se numește. Și acolo e un om foarte, foarte important sufletului meu, dar cred că nu doar eu, pentru că mereu este plin la el de creștini, oameni care merg cu tot felul de probleme, situații dificile. Este omul care te întâmpină cu sufletul deschis, cu bunătate, cu iubire și care... Îți dă sfaturi bune. Claudia, spune-mi, te rog, în viață cum trebuie. Spune-mi, te rog, care a fost sfatul cel mai important pe care l-ai primit de la duhovnicul tău? În mereu perioada mă încurajează, asta îmi spune să am răbdare și să întâmpină toate problemele și tot ce mi se întâmplă în viața asta, nu doar mie, și cred că pentru fiecare e important să întâmpinăm așa cu... Niciodată să nu spunem de ce, Doamne, ne-ai dat, de ce ne-ai trimis și să acceptăm tot ce ni se întâmplă. Și că în orice situație, în orice problemă, există căi de ieșire și de rezolvare. Trebuie doar să găsim soluții și soluții sunt. Claudia... Tot timpul spuneam unde sunt soluțiile. Există vreo cale de rezolvare și mi-am dat seama că în momentul în care Dumnezeu mi-a trimis căi de rezolvare și soluții, am realizat că chiar se întâmplă. Tu ai mai postat un mesaj mai lung, dintre care aș vrea să extrag așa o frază care mie una mi-a plăcut foarte tare. Ai spus așa: am învățat să-mi recunosc eșecurile, să-l înțeleg și să acționez cu mai multă înțelepciune pe viitor. I-am iertat pe cei care m-au rănit, nu vreau să schimb pe nimeni. Mi se pare foarte, foarte important și foarte inteligent felul în care gândești. Până la urmă nimeni nu se schimbă decât noi o putem face. Ai reușit păi să ierți, asta ai reușit spun, să dacă ierți. Ne-am îngrijit mai întâi de suflet, de sufletul nostru, așa ca oameni, și să luăm totul treptat și să nu mai fim disperați să rezolvăm lucruri sau să facem lucruri, atunci ajungem să vedem și binele, știi? Ai reușit să ierți pe cei care te-au rănit, Claudia? Ai reușit să ierți pe cei care te-au rănit? Da, întotdeauna. Păi cine sunt eu să nu iert? Bune, Domnul nostru Iisus, că toți suntem în postul mare al Paștelui, a iertat atâta, a iertat tot poporul, toți oamenii, i-au iertat pe cei care l-au culit și l-au batjocorit, pe bune. Așa este, Claudia. Noi, cum să nu iertăm? Dumnezeu ne-a iertat, ne iubește pe toți. În ultima, Claudia, în ultima iertăm perioadă... Iertăm, că dacă iertăm, atunci ne simțim și bine și toate vin
frumos în viața noastră. În ultima perioadă, Claudia, ai trecut printr-un proces, un ultim proces, îi spunem noi, și prin aceste probleme ale de sănătate ale copilașului tău. Cum te-am, nu știu, cum te-am schimbat sau cum te-au întărit sau cum a fost perioada asta pentru tine? Andrei, nu știu dacă, uite, deși după acest lucru l-am învățat, nu le mai numesc probleme. Problemele sunt altele grave și sunt situații. Când ai copii, există și altfel de situații, că se îmbolnăvesc, sunt răceli. Da, știam că va fi bine. Am simțit lucrul ăsta, am încercat să-l încurajez. Am stat și în spital câteva zile pe tratament. Doctorii s-au ocupat foarte frumos, Nicolae sunt puternic și am trecut și peste asta. Cum este starea băiețelului tău acum? Foarte bine, este la școală, unul și celălalt. Sunt răcele, enterocolite, tot felul de virus. Perioada aceasta de primăvară nu este singurul copil. Corect. Bine că le trecem pe toate. A trecut cu bine. Andrei, toate vin, toate trec. Foarte corect, așa este. Așa este. Important este totuși ca lucrurile să se așeze și să intre pe făgașul normal și pentru că te întrebam exact. de faptul că ai reușit, iată, să ierți pe cei care poate ți-au făcut rău. Știu că la ultima înfățișare a procesului te-ai întâlnit acolo și cu Gabi. Cum vă înțelegeți acum? Care sunt relațiile? Ați reușit totuși să rămâneți... La ultima înfățișare nu am reușit. Nu? Sau când te-ai întâlnit ultima oară cu el? Cu cel mic în spital. Dar cu Gabi, cum să vorbim, ținem legătura în ceea ce privește cu viața copiilor și creșterea copiilor noștri. Ceea ce e foarte bine. Vor pleca într-o vacanță împreună acum. Deci că suntem așa pe liniște. E foarte bine. Pe de altă parte... Și așa să fie și să ne lumineze Dumnezeu în continuare. Să dea Dumnezeu. Să fie bine pentru că copiii sunt importanți și știți că v-am mai spus acest lucru. Da. Corect. Știi cum e vorba aia, cele rele să se spele, cele bune să se adune. Exact. Și ușor, ușor realizezi, timpul trece, le așează. Pe de altă parte, se apropie Paștele. Cum vei petrece, Claudia, Paștele? Vei fi împreună cu băieții, cu copilașii? Nu, anul acesta băieții sunt la tatăl lor. Anul trecut au fost la mine. A, bun. Nici nu știu cum voi petrece, în liniște și pace. Te-ai gândit să pleci pe undeva sau rămâi aici, în Românica? Nu mi-am făcut planuri pentru nimic. Nu știu, cum le așează Dumnezeu. Nu mi-am făcut planuri. Este că n-am mai plecat de câțiva ani. Poate că este o ocazie bună să... Nu, acum, dacă vei fi și singurică, cumva să reușești să pleci. Știi vorba aia, e șansa ta. Bună asta. Da. Nu știu deocamdată, nu profit. Eu caut liniște. Liniște și acum, dacă toți sunt cei mici plecați, eu mă voi relaxa, am foarte multe melodii, un repertoriu întreg de învățat pentru următoarele evenimente, pentru că noi artiștii schimbăm tot timpul repertoriul, știi, Andrei? Da. Cum se procedează și am foarte, foarte multe piese, vreo 40 de piese de studiat. Ai ceva treabă. Nu știu. Claudia, crezi că există vreodată șansa ca pe viitor, nu acum? Sau poate că lucrurile se vor rezolva și mai mult, ca voi să faceți, să petreceți, poate, uite, un Paște împreună, toți patru? Nu pot să prevăd acest lucru, că nu sunt... Dar, de ce nu? S-a mai întâmplat, am somnit și un nou de Paște, a fost... Gabi mai vine pe aici, petrece cu cei mici, cu două weekenduri, să zic așa. Nu, când l-am scos pe cel mic din spital, a venit și Gabi în ziua respectivă și a petrecut o zi întreagă cu cei mici la noi. Dacă tu ai spus de ce nu, înseamnă că acolo rămâne așa un pic o mică portiță pe care tu sau voi ați deschis-o și dacă veți intra sau nu pe ea, voi veți decide împreună pe viitor. Ce spui, Natalia, acolo? Mă bucur! Există, eu cred că trebuie să existe înțelepciune și bunătate. Despre asta vorbesc, despre asta, despre portița asta. Iubirea o avem pentru copiii noștri. Corect. Și omenie, că fim civilizați și acum asta e. Toată viața vom rămâne părinții copiilor noștri. Și copiii au nevoie din când în când să
și mereu, nu din când în când, să pun greșit, să ne vadă, ok. Acolo, prezenți în viața lor. Și, și voi o faceți cu siguranță. Mulțumim tare mult, Claudia. Și să știi că te așteptăm aici, că ne e dor de tine, tot îți zicem, dar mulțumim, poate Claudia. Îți faci drum și pe la noi. Cu piesele noi, cu repertoriu nou să vii la noi, te rugăm. Da, îmi schimb un pic drumul muzical, așa că vin cu surprize. Bine, te pupăm, Claudia, și îți mulțumim foarte mult, un Paște minunat să ai.